Am găsit ce se întâmplă la noi în materie de izolare. Nu este foarte diferit de ceea ce vedem în China, de exemplu. Dar trebuie spus de la bun început că aceste măsuri se iau doar în acele cazuri în care există o suspiciune foarte mare, cum este cea de astăzi, de exemplu. Și cum se întâmplă acest lucru? În primul rând, după ce pacientul se prezintă la unitatea de boli infecțioase și medicii de acolo constată că pacientul ar putea să aibă o infecție cu coronavirus, atunci se declanșează un mecanism. Iar sunt anunțate toate autoritățile și primul drum este de la spitalul în care este pacientul până la un centru mare de boli infecțioase. În primul rând, avem de-a face cu această targă specială numită izoletă. Această targă specială este menită să-l țină pe pacient departe de tot ce înseamnă spațiul din spital. Și aici vorbim, pe de o parte, de pacienți, dar vorbim și de personalul medical cu care pacientul ar putea intra în contact. Apoi, iată, personalul medical care transportă pacientul. Este foarte important ca medicii, asistenții, toți cei care transportă pacientul, să fie echipați cu un costum special de protecție. Este interzis, mai degrabă nu este indicat niciun contact cu pacientul, chiar dacă încă nu este confirmată infecția lui cu coronavirus. Mai departe, mergem cu mașina cu care se efectuează transportul. Și aici vorbim, și am văzut și în cazul pacientei de la Suceava, vorbim despre o autospecială de transport victime multiple. Această autospecială, în primul rând, că este mult mai spațioasă, dar asigură toate condițiile necesare transportului în siguranță al unui astfel de pacient. Pe de o parte, toți cei care însoțesc pacientul au loc în această mașină. De partea cealaltă, această mașină este dotată foarte bine cu toate echipamentele. În cazul în care pacientului îi se face rău, medicii pot interveni foarte rapid. După ce pacientul a ajuns la un spital, la un institut național de boli infecțioase, acesta este băgat la ceea ce spunem tot timpul, izolare. Toate spitalele de boli infecțioase din România, spitalele mari aici, ar trebui să aibă o zonă de biosiguranță. Această zonă de biosiguranță este un spațiu aproape steril. În acest spațiu intră pacientul, după ce a intrat pacientul nu mai are voie nimeni să intre acolo, cu excepția medicilor și asistenților, dar și aceștia purtând în continuare acel echipament special. În România, din fericire, până acum n-am avut niciun caz confirmat. Rămâne de văzut dacă pacientul de 25 de ani de la Timișoara va fi confirmat sau nu cu coronavirus. Totuși, în țara noastră sunt 120 de persoane puse sub observație de către direcțiile de sănătate publică.